Salutare lume, sunt eu Bogdan, a.k.a. vecinul Gabor, a.k.a. Terex, a.k.a. mai multe denumiri dentare sexudate și bine v-am găsit la un nou episod din Jurassic World The Game. Știu că vă stresez foarte tare cu jocul ăsta, dar și mie îmi place și cred că și vouă vă place. Și n-aș fi filmat dacă n-ar fi fost un eveniment foarte special astăzi. Ei bine, în primul rând să începem cu prostia asta. Special offer, this deal won't last long. Vă sfătuiesc să-mi cumpărați. Asta costă mult și vă dă decât 180.000 mâncare. Stai, ce mai dăm? Un Velociraptor și 600 ADN. O porcărie, nu cumpărați, vă falește bani degeaba. Avem aici un eveniment nou, un VIP. Un eveniment VIP, fraților, unde o să câștigăm un Legendary Pack. Sunt foarte entuziasmat pentru chestia asta. Doar membrii VIP pot să participe la acest eveniment. O să vă arăt și de ce. Pterodactyl Pack-ul, nebunul ăsta de Omega 09. Un dinozaur nou, aerotitan. De fapt, dinozaur, un pterozaur nou, aerotitan. Foarte șmecher. Ceva pe aici? Nimic. Ok. Probabil o să vedeți grafica cam proastă acum la joc. Asta pentru că a schimbat BlueStacks. Ieri. Ok, să deschidem asta. Ieri am reinstalat BlueStacks. Am crezut că e vreo versiune nouă ceva și am reinstalat BlueStacks. Și nu mai mergea, frate. Pur și simplu, rămânea pe loading screen blocaj. După un timp se făcea imaginea gri la BlueStacks și nu mai mergea. Și m-am enervat foarte tare, am dat un rage quit urât rău de tot. După care, cine avea asta? A, e oferta aia, uite, 140 de roni. Pui, ce scump ești, nebun. Da. Și m-am enervat foarte tare, rage quit. Am zis, gata, seria de Jurassic Park Builder, gata, seria de Jurassic World The Game. Am căutat pe net și am găsit o versiune veche de BlueStacks. Eu folosesc acum o versiune mai veche, care aparent merge mult mai bine, jocul merge mult mai bine de atât. Nu mai sunt laguri, nici frame drop-uri, niciun fel de genul. Și avem aici, dar grafica e puțin cam shitty. Vedeți, e cam proastă grafica, dar în fine. Ei bine, și avem aici VIP only event. Eventul doar pentru VIP. Și puteți folosi orice dinozaur. Și de ce e doar pentru VIP? Vă întrebați oare. Ei bine, și ceilalți care nu sunt VIP pot vedea. Oh, ce frumos e legendary pe acolo, doamne, mor! Ei bine, de ce e VIP? Pentru că poți să participi doar cu puncte VIP. Deci membrii care nu sunt VIP pot vedea acest event, dar nu pot participa în el fiindcă ei nu au puncte VIP. Ceea ce eu am. Ok, deci. Nu sunt chiar așa de grele stage-urile din câte am auzit, dar eu cam văd că sunt destul de tough. Ok, o să folosim. Nu, stai, Stego ultimul. O să avem nevoie de Ram for Incus, Mono și Traicu, vedeți? 100 de puncte VIP pentru a intra în luptă și avem 5 lupte, dintre care vine 100, 500, dacă mai pierd vreo luptă sau două, atunci s-au dus naibii punctele mele VIP. În orice caz câștigăm un Legendary Pack și Legendary Pack dă 2500. Ce ai făcut, mă, Milan? Hey. Ai de capul meu, am pus-o cu Meteorine cu sosul ăsta. Voi vedeți cât de puternic e, cât de rău e. It's badass. Am pierdut! Ce v-am zis? Am pierdut în prima. Avem nevoie de Rex aici. Să moară Cibilanda, n-avem nevoie de Rexy. M-a atacat cu două. Una, două. A, mă, are 600. M-a bătut de m-a sfrânt asta. Nici nu știu de ce mai încerc. Am pierdut în prima rundă. Oh my god. Uale, ce a prins Stego la culoare. La nivel 31 atât a prins la culoare. Sincer, mă dor ochii când mă uit la el. Deap, rip. Vedeți cât de smooth se mișcă filmarea. Buton de skip ad. Mișto. De fapt, skip ad. Skip scena, așa, ceva de genul. Să sar peste scenă. Ok. Am ceva la... Oh! Am un Spino, ești nebun? De data trecută. Acum mi-am adus aminte. Avem un Spino! Yay! Care o să ne ajute în luptă și o să-i doborâm pe toți inamicii. Să moară dușmanii de ciudă. O să-l punem aici. E, nu pot să-l pun lângă Rex, dar în fine. Bam. Vedeți cât de repede intru în cușcă. Înainte dura vreo secundă, două așa până intra. Acum merge mult mai repede. Am și mâncare produsă. Ia să vedem și animația. Ca la Irritator, exact. Îl facem nivel 10, poate ne e bun în luptă. Boom. Hello, Mr. Spinosaur. How do you do? Hello, buddy. Parcă mă urmărește cu privirea. Ok, avem și un Spino care ne va ajuta foarte mult, presupun. Rexy, stai deoparte.
E Spy, nu e exact lângă Velo. Bun, asta a fost singur teranul aici, fiindcă avem nevoie de el neapărat, după cum vedeți și voi. Alangasaurul, Mona Lisa, mai pe scurt. Și punem și Ankylo în luptă și mai irosim 10 puncte vii, mă doare când folosesc punctele alea vii, mă doare. Mă, foarte doare. Hai, Pterano, să-i dăm o lecție fraierului. Tipul ăsta nu se lasă. Deci uitați-vă și voi la el. Iar m-a atacat. E bine, e left open. Am nevoie de 3? Oh my god, e tough rău de tot Metrorancus. Deci dacă sunteți la început și vreți să vă evoluați un amfibian, evoluați Metrorancus. E foarte bun, după cum vedeți. Pentru început. N-a atacat. Serios, n-a atacat? Cu o loftură eram out. Ok, ceva dubios se întâmplă. Nu vrea să mă atace. Acum sigur să mă atace, nu o să ezite. Ok, m-a atacat cu 5, asta înseamnă că mai are 2 în stoc. Vine Mona Lisa, haide! Mamă, 800. 1, 2, 3, 4, mort, 1, 2, rip. N-a pus decât una, înseamnă că are 5. Yeah! Cu botul ăla așa ca un cioc. Mi se pare hilar rău de tot cum are forma capului. 2, de unde știu că n-am niciun blocks? Ia să vedem, îi fac 1, 2, 3, 1, 2, 3, fiindcă nu-l dobor, nu-l dobor. A avut un blocks la naiba, puteam să-l dobor ușor. Ea, oricum nu poate să mă omoare. Sau poate? Nu poate. Nu poate, nu poate, nu poate, nu poate, nu poate, nu poate, aaa! M-a doborât. La naiba cu tine. Puteam să jur că nu poate dacă l-atacam atunci. Ai de puii mei, am folosit toți dinozaurii. Teranul înapoi. Nobunio, ba picior și ba părexii. E a treia oară, e a doua oară când pierd, a treia oară câștig. E meciul meu a treia oară, gata. Să fie clar. Și tu, Mr. Metrorankus, nu mai ataca. Stai în banca ta. Nu o să știi că tu mă cași pe coadă, rău de tot. Aoleu, ce-i fac eu ăsta? Nu mai atac. Schimb strategia, nu mai atac. Poate nici el nu o să atace de data asta. Sau poate o să dea cu tot ce are și o să mă enerveze și mai tare. Am pierdut și avantajul. Ole, Rexy tot are 300 de atac. Ziceți voi că nu e o scumpă. Una, două. E mort! E mort! Rip! Rip Sarco din două... De Sarco, doamne. Rip Metrorancius din două lofturi. Ziceți voi că Rexy nu e o sfântă. Uitați-vă și voi aproape 1000 atac. E o binecuvântare. Am prins o strategie. Ia fiți atenți aici la... Un atac, rip. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am prins o șmecherie. În arena asta, boții ăștia doar atacă și doar puține blocuri. În schimb, ei nu rezervă. Ia fiți atenți. O să atace. V-am zis, o să atace. Și acum probabil că a pus un bloc acolo sau ceva. Nu contează. Nu contează, orice o și pus e în dezavantajul lui. Nu te mai salvează nimic. Nici Omega 09. Vedeți? Pune puține blocuri și puține rezervuri. Să bazează mai mult pe atac. Bine, Rexy. Doamne, iubesc BlueStacks-ul ăsta vechi. Nu înțeleg de ce l-au schimbat. E bine, cel nou are mai multe chestii și șmecherii, dar ăsta se mișcă mult mai bine. Sincer, se mișcă mult mai bine. Ai de poemi aici, aici. Bun, hai să găsim amfibiene. Am amfibiene? Presupun că n-am. Am un Metrorancus. Ce să mai pun eu, ce să mai pun eu, ce să mai pun eu? Scoatem pe Mono. Rexy costă 100. Știți, o să dau 100 bucks pentru Rexy, fiindcă se merită. Nu mai vreau să mai pierd. Și faza e... În
Legendary pe acolo, s-ar putea să fie acolo 1000 bucks. Sunt șanse foarte mari. Și tu evident că ai venit să mă ataci. E left open. Dar nu o să atac, nu sunt prostovan să atac. Ne ține strategia cu rezervările până la un punct critic. Și totuși continuă să atace, vedeți? Băi, să știi că e destul de bun para. Elvis. Dino Swamp. E o Mona Lisa de nivel 34, divin. Ataca cu 3, da? E left open. Rexis face felul din 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acum tot ce ne trebuie e doar Rexy, câteva rezervări acolo și aleluia, meciul am câștigat. Pătirete dobor de trovitură, deci nu e stres. Atâta timp cât ai atacat tu cu toate pa... Perfect, 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 perfect. E meciul câștigat. Ok, deci o să atacăm frumos cu una. O să punem una, două, trei rezervuri, una, două, trei bloxuri. Una, două, trei bloxuri, una, două, trei rezervuri. Le luăm în ordine. Și avem aici un level 39 Velociraptor, care ne trebuie nou pentru un Indominus Rex. Vai, dar se trebuie mult să o gândești pe asta, tovarășe. Și el acum mai are două bloxuri. Unu. No, bun, așa, am câștigat foarte ușor. Asta va fi event dedicat lui Rexy. Vă zic eu. Așa. Am mănâncă puțin nasul. A, da, și vă reamintesc că dacă vă place seara de Jurassic World The Game, vă place ceea ce fac eu și vreți să mă susțineți în continuare, să apăsați butonul de like din descriere. O să încerc să caut linkul de la BlueStacks-ul cel vechi, în caz că vreți și voi să-l instalați. Sper să-l mai găsesc, poate, până istoric undeva. Oh, frate, ce e asta? Bine. Avem un challenge nou aici. O să punem Super Saurum. No, stai. Gândește-o T-Rex, gândește-o Mono, Super Sauru și Rexy. Deci o să investim cei mai mulți bani în eventul ăsta. Cine mi-a zis pe Facebook că eventul ăsta e ușor m-a mințit. You lied to me. Oh, your turn. Ok, nu atacă, nici nu schimbă. Gigantocephalus. Nu mi-aduc aminte hibridul ăsta. Dar știu că e combinația între Giganotosaur și Euplocefal. Dacă nu mă înșel. Na, că Giga n-are de la ce să vină. Prefixul la Giga. Și Euplocefalus. Două. Dân câte? Dân trei. Presupun că e un bloc, ia să vedem. 1000 health. Mă mir de, nu mă mir de ce n-a fugit încă. 2, 3, 4. O să mergem pe 4 și 4. Da, a avut 3 blocuri. Și ați văzut aia? Era glitch-ul ăla tâmpit. Când s-a blocat camera pe dinozaur. L-au reparat. Nu mai e acum. Cu update-ul ăsta nou au adus câteva bug-uri noi, dar au reparat altele. Așa știu cei de la Luria să facă. Uite, ați văzut? Normal acolo camera rămânea prinsă pe monolofosaur. E, acum nu se mai întâmplă chestia asta. Strâmb de nasca prostovan, fiindcă nu știu ce să fac în momentul ăsta. Să o aduc pe Rexy, să nu o aduc. Ia vino Rexy încoa. Avem nevoie de tot ce e tu mai bun în tine. Păi, una, două, una, două, una, două, trei. Îți arăt eu ție. Hai că ai patru, ce faci cu ele? Fugi, fugi. Tu cine te crezi, mă? Nu știu ce să fac în momentul ăsta, sunt pus în dificultate. Fui. Dați-ți papu. 4. Stai. Avea 6, da? Are două bloxuri. 1 2 3, 1 2. 1 2 3. Da, perfect. Am anticipat-o bine. O să aduc aici Super Saurus să lupte cu Dimorphodon. Fiindcă tipul ăsta arată cam tough și vreau să-i mai scad puțin din atacul ăla.
Vreau și eu puțin avantaj. Și apoi Mona Lisa și cu Rex să pot bate în pace, care va fi preferata mea. A, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trebuia să pun 4 și 2, dar în fine. Ce vei face tu, oare? 6, m-a omorât. A, stai că 6 avea. Rip. Așa, Rexy, vin amenințător. Una, două, mort. Una, două, trei. Mi-e frică, sincer să zic, mi-e frică. Aleluia cu tine, fraiere. Și iată pe Mona Lisa de nivel 38. Care va fi preferata mea? Cine va câștiga lupta și va dobândi locul, primul loc lângă mine? Păi apare în Rexy, după cum vedem aici atacul ei. Bam! Rex e cam competitivă când vine vorba de cine e cine. A treia luptă în care am fost-o pe Rexy. Și îi repet numele de prea multe ori și mă simt cam ciudat spunând chestia asta. No, bun așa, mai mult ADN. Un Ossifricasaur, un Micropasaurus și un Carnoraptor. Am pus-o rău de tot aici. Păi zic eu să aducem, să aducem, ce să mai aduc, că nu mai am ce, Metro Rhynchus. Zic că e destul de bun, Terano și Rexy. Uitați-vă și voi cum îmi scad bucks-urile de acolo. După ce că nu mai am coins, nu mai am mâncare, ADN-ul și el e în scădere puțin câte puțin, mi se aduce naibii și bucks-ul. Și nu o să recurg la trișat ca să obțin mai multe resurse, never. Bun, așa. Sunt curios ce o să fac. Deci nici nu schimbă cu Micropasaurus, dar nici nu atacă, vedeți? Le rezervă, cred că vrea să-mi dea una critică. Și deși poate, fiindcă are 182 atac și un an decât 200 health. Dar totul nici el nu se riscă și până la urmă cred că mă risc eu. A, o luare 900 health. Acum mi-am dat seama. Da, acum poate să mă atace. Cu 6 chiar. Vedeți, merge la sigur, merge pe tot ce are, adică nu mai stă să mai gândească. E, cum să zic, că sunt programat să atace direct, fără să mai gândească. Și acum pot să-l dau afară ușor. Una, două, trei. La fix! Una, două. Deci la fix i-am dat damage-ul, cum să zic, o lovitură critică. Insta-kill! Bine, Pterano. Mi se decoșește buza de sus și mă doare. Au. A atacat cu 3, ceea ce înseamnă că mai are una în stoc. Pot să-l dobor eu cu 1, 2, 3, 4, 5. Da, ia afară. Ia! Când se aruncă pteranul ăla, zici că e așa, cum zici, ca la nebune, așa se aruncă. Fără frică, frate, cu ghearele înainte. Ok, o să folosim pteranul pe post de Mitchell. Rezervăm câteva, blocăm câteva. 4 bloxuri. Știți, când aud cuvântul ăsta, Carnoraptor, mă gândesc la un animal ceva mai unicat. Adică să aibă și o animație mai unicată, să fie mai special. Nu vreau să văd decât un raptor cu aspect de carnă, adică are două coarne asupra ochilor, parcă ești un drac. M-aș fi așteptat să fie ceva puțin mai mare decât un raptor și mai mic decât un carnă. Și să aibă o animație cât de cât unicată. Adică știți, dinozaurii ăștia, toți dinozaurii ăștia au animații copiate unii după alții. Și Ludi ar putea să pună măcar o singură animație unică, să schimbe la fiecare dinozaur să aibă măcar o singură. E ultima luptă. O singură mișcare unică. Oh! Ostrapasaur! Aole, am pus-o. Feriți-vă. Înțelegeți? Eu de fiecare când văd o animație de asta, ați văzut ca la Indominus Rex, când văd o animație de asta așa unică, cum a fost aia lui de intrare. Intro ăla al lui, nu, ați văzut și voi. Frate, mă unge pe suflet chestia aia. Pur și simplu. Mă unge pe suflet. Când, pur și simplu, îl simt de parcă ar fi un dinozaur diferit, un unicat. Ar putea să doge și ei măcar o singură mișcare.
o singură mișcare unicată care adăuga la fiecare creatură ar fi cu totul și cu totul altceva, o diferență de la cer la pământ. Nu știu dacă ați înțeles de unde bat eu. E ca și cum ai lua un 10 la matematică, gândiți-vă așa, e o notă mare la matematică, cea mai mare notă la matematică din clasă. Te simți așa reîmprospătat, te simți deștept, te simți superior. Așa și aici, când vezi o animație unică la un animal dintre ăsta, te simți așa de revigorat. Hai să mergem pe atacuri. Perfect. Dar că n-am dat damage prea mult. E, bine, jumate, merge și asta. Dai cu 7, dai cu 7, dai cu 7. Ah, 5. A rămas cu 2 în stoc. La naiba nu e bine. Dar Rexy poate să-l doboare ușor. Deci o să avem, deci are 2. Deci în 2 le elimin. 2, perfect. Au, 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 stai puțin, mai avem un T-Rex acolo de nivel 28. Asta ne pune o piedică mare. Dacă nu-l dau afară, Terano nu o să poată face prea multe. Perfect, n-am mers la atac. Una, două e mort. Una, două probabil pentru bloxuri. Ai avut un blox în plus, ca ciobanul. Vedeți acolo, camera s-ar fi glitchit și aș fi rămas ațință pe T-Rex, dar au reparat chestia asta, ceea ce e foarte bine. Nu! Rexy! A atacat cu 3, de unde aș știu că n-am niciun blox? 1, 2. Cu strapasaurul ăla e periculos, rău de tot. Stai, două n-au fost ajuns. Oh, stai, un blox. Am anticipat că aveam un blox, am greșit. Nu pot să cred că o să pierd lupta asta, nu pot să cred. A dat cu 3. Hai, Terano, hai, îmi pun speranța în tine, bă. Băiatul sau fata sau whatever, ce-o-i fi tu? No, atacă cu tot ce ai, te rog, atacă cu tot ce ai. M-a copt. M-a copt. Da. M-a copt rău de tot. Damn it! Ah. Uite asta ce privire malefică are. Cu stela așa cu capul într-o parte să uită la tine. Atât de malefic. Sara cu Pteranu. E ceva de genul. De ce? Nu pot să bat. Credeți-mă că nu pot să bat. Dar pot să fac o chestie. Fac o prostie, presupun, dar n-am încotro dacă vreau să-l bat. Ca să bat, oh my fucking god. Nu o să câștig atâția bucks cât am cheltuit în episodul ăsta, dar trebuie să fac asta dacă vreau să trec. Încă un Pterano, băieții. One more Pteranso. Pteranodon. Am eu destul la mâncare, oare? Ah, perfect. Nu o să le evoluez, deci nu o să le evoluez. No. Probabil v-ați anticipat ideea. Ah, o să evoluez Pteranodonul, mare șmecherie ce faci. Nu fac așa. Oh, ăsta e nivel 3, ăsta e nivel 5. Acum am observat, sunt două. Voi vedeți câte bugs-uri am irosit. Deci dacă nu dați like la acest episod, o pun pe Rexy pe voi, pe cuvântul meu de onoare. Haide. Mă nervează că trebuie să țin apăsat pe chestia până. El nu schimbă și nu pune multe blocuri, asta e ideea, asta trebuie să țin eu minte. M-a atacat, are un bloc acum, poate să șurc are un bloc. Mâna urmă, mâna asta nu o să mă atace, sigur. S-a mutat camera mai sus. Totul să mai, uite, v-am zis, nu o să mă atace mâna asta. O să pun 3 și 3 acum. Ia să vedem, câte ai tu acolo? 4. E suficient ca să mă atace, perfect. Ia să vedem. Acum pot să merg pe 4 și 3. Bun. Trebuie gândite foarte mult chestiile astea. Foarte, foarte mult. Ok, nu m-a atacat. Nici eu n-o să atac, fiindcă sigur are ceva bloc surpuțe acolo deoparte. Și chiar nu vreau să... V-am zis? 4, uite, că atacam cu 4 acum, eram screwed up. Combine engleza și cu româna, doamne. Hai te așa. Ați văzut cum l-am prins?
Bun, i-am întins capcana, acum se neacă. Perfect! L-am dus de nas! Ați văzut cum l-am dus de nas? Așa se face treaba. Bun, acum putem să pierdem teranul domnul ăsta. Nu am, nu mai am nevoie de el. Așa. O să dăm totuși puțin damage până ni-l omoară. Eu tot merg cu speranța că tipul ăsta o să mă atace la un moment dat și o să-mi dea Pteranodon afară. Atunci vine Rexy, îi dă critica. Perfect. Avea cumva 6. Sau n-am văzut eu bine. Bun, hai să atacăm, să atacăm, să atacăm, să atacăm, să atacăm cu... Deci punem 4 deoparte și punem 4 la atac. Bum. Leftopă, nu contează. Oricum n-are nicio șansă, el acum cred că își dă seama că pierde, chiar dacă e un bot. N-a avut decât 5 atunci. Nu știu ce mi s-a părut că a avut 6. Să mergem cu Rexy pentru toate. Hai să dăm cu Rexy critica asta. Oh my god, e mort. V-am zis, a renunțat. Bam. V-am zis că a renunțat. Boții ăștia când își dau seama că sunt păducă, că pierd, sunt aproape să piardă, renunță. Și avem legendary pack-ul, fraților. Pentru asta am luptat atât. Uitați-vă bine la el, s-ar putea să fie singurul până, până să relanseze eventul. Multă mâncare, multă... Niciun pic de box. John Hammond. Memorial. Ok. Și un uniasaur. Sunt foarte dezamăgit. 500 puncte, 500 de puncte VIP? Credeam că dă 2500, cum mi-a dat prima dată când am luat. What the fuck? Sunt foarte dezamăgit. Sunt atât de dezamăgit. Mă așteptam la ceva mai bun. Uniasaur. Abar n-am. Atâția bugs irosite, atâția chestii irosite. Doar pentru un nenorocit de uniasaur și... Avem o statuetă, nu o stați așa. Unde? Ce caut aici? Avem niște creaturi marine pe care puteți să le pun la hatch. Ok, nu contează. Buildings, decorations. Iar pe aici, uite la aici. Memorial. Au. Păi stai că n-are loc. Aș vrea să știu cât bonus dă, ca să știu ce să mă descotor. Cred că o să mă descotorosesc de una dintre astea, vedeți? Bam, afară cu tine. Mergem aici la decorațiuni. 7% bonus. E probabil cea mai bună decorațiune. Și Rex are acum 65% bonus. Produce aproape... Produce 160.000 de coins. Ceea ce mă asigură pe mine aici pentru producția de mâncare. Bum. Perfect. Pot să zic astăzi că Rex a făcut o treabă minunată înfruntând toate arenele alea nenorocite. Îmi pare că n-am câștigat ceva mai bun în pack-ul ăla. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu aici o să închei și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!